Municipiul Drobeta Turnu Severin se reabilitează în continuare sub conducerea administrativă a edilului Marius Creciu. Este vorba despre zona blocurilor Turn de pe bulevardul Splai Mihai Viteazul, de la intersecția cu Walter Mărăcineanu, unde se realizează lucrări complexe de modernizare. Mai avem aleile pietonale, constructorul este pe cu alei, alea centrală. Pe alei mergem cu pavele. Cu pavele. Cu pavele, da. Deja am început. Văd că gazonul a ieșit frumos. A ieșit frumos, dar și tuns odată. Da, da. Sperăm până vine vremea aia să mai tundem odată. Da. Plantăm la pome, avem în zonă peste 60 de pomi ornamentali. Sunt alineamente cu platani, cum ar veni aleea principală ca coadă. Așa. Pe urmă sunt piese din acer și din tei care a trebuit să completăm, că n-am putut să-i scoatem pe toți, da, no, că unii dintre ei deci au valoare oamenii, și da, de ce au vrut oamenii. Da, este important ca atunci, da, când lucrăm în astfel de zone să ținem cont și de ce doresc locatarii, da, oamenii care locuiesc efectiv aici. Dezvoltarea și modernizarea Severinului continuă. Zona blocurilor Turn de pe strada Splai Mihai Viteazu se transformă încet încet într-un spațiu public de calitate, accesibil pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă, cu parcuri, locuri de joacă pentru cei mici, iluminat și alei de acces. Da, este o lucrare în care primăria este parte jumătate, iar jumătate aparține concesionarului spațiilor verzi. Noi venim cu zona de alee, cu zona de bloc, iar concesionarul vine cu acest parc din spatele meu. Ne apropiem cu pași repede spre finalizare. Credem că, dacă ne ajută și vremea, la jumătatea lunii deja ieșim de aici. Este o investiție necesară în această zonă. Este foarte multă populație, avem aceste blocuri turn, sunt blocurile de 4 etaje și era necesară, oamenii ne-au solicitat, i-am sprijinit și în acest moment lucrurile arată, din punctul meu de vedere, foarte bine. Sper să le placă și cetățenilor și oamenilor. Am fost tot timpul în legătură cu oamenii, în funcție de ce și-au dorit, am venit, am mai completat. Copacii pe care dumnealor i-au dorit să rămână au rămas, alții pe care a trebuit să-i aducem i-am adus noi. Eu zic că e o investiție complexă, o investiție necesară și o investiție care va arăta chiar frumos în momentul în care se va termina. Extinderea rezidențială a Severinului constă și într-un confort urban adecvat care să cuprindă infrastructură și spații publice de calitate, sigure și moderne pentru toți locuitorii.